Mas eu acho que vou dizer ao problema de exercício de matemática. Deste é matemática, né? É uma pergunta fácil, classe. Treia. Și faci în termenul 11, 10-a 2018. Așa, Marion, să ne amintim că cu asta începem, să vedem tema pentru a doua zi. Da? Câte probleme ți-ai avut, ai făcut? 5 probleme. Și aici tu le-ai lucrat. Asta e tema, da? Da. Una, două, trei și a patra. Și a cincea ai una care nu ai reușit, da? Da. Repede, poftim, te rog să o emoți. Patru. Deschide cartea așa cum trebuie și citim cu atenție. Un măgar urmărește o verde care are 12 sărituri înaintea lui. Câte sărituri va face ogarul până să ajungă vulpea? Dacă el face 7 sărituri, în timp ce ea face 8. Și că în 5 sărituri, ogarul parcurge aceeași distanță pe care parcurge vulpea în 6 sărituri. Să spun cestit, n-am înțeles nimic. Tu ai citit foarte repede, ai înțeles problema, ai știut o de acasă, de aia o recitești, dar acum să începem să o rupem. Da? Deci, să zicem. Un măgar urmărește o vulpe care are 12 sărituri înaintea lui. Deci, ogarul, să-l facem pentru un dreptunghi și vulpea pentru un pătrat. Da? Ei, ogarul este în urmă. Vulpea este în față. Câte sărituri are, spune așa, problema? 12 sărituri. Ea deja se află în față cu 12 sărituri. Încă o dată citim. 12 sărituri. Înaintea ogarului. Da. Dar sărituri de ale cui? De ale vulpii. Ia să vedem. Deci mă interesează sărituri de ale cui. Deci un, a cincea. A patra. A patra. Un ogar, este o vulpe care are 12 sărituri înaintea lui. 12 sărituri înaintea lui. Vulpea are. Vulpea. Deci vulpea. Astea sunt sărituri ale vulpii. Da? Deci 12 sărituri în față de așa. Mai departe. Câte sărituri va face ogarul până să ajungă vulpea? Dacă el face 7 sărituri, în timp ce vulpea face 8. Deci, săriturile, 7 sărituri ale ogarului, da. A câinelui, da? Ogarul. Da. 7 sărituri sunt egale cu 8 sărituri ale vulpii. Deci, el fiind, are alonja mai mare, da? E mai lung, și când sare el, ogarul, 7 sărituri de ale lui sunt exact cât 8 ale vulpii. Mm-hmm. Bun. Și cam atât? Nu mai avem. Și că în 5 sărituri ogarul parcurge acea distanță pe care o parcurge vulpea în 6 sărituri. Deci, distanța pe care o face ogarul, în câte sărituri? În 5 sărituri, parcă ai zis, sărituri ale ogarului, da. Este aceeași distanță cât face 6 sărituri vulpea. Același distanță parcurg. Am întâi. Bun. Și întrebările? Atâta. Întrebarea? Păi nu, ne-ai dat mai informații până acum. Păi spune, câte sărituri va face ogarul până să ajungă vulpea, dacă el face 7 sărituri, în timp ce vulpea face 8, și că în 5 sărituri ogarul parcurge acea distanță pe care o parcurge vulpea în 6 sărituri. Deci, întrebarea ar fi, câte sărituri trebuie să facă ogarul până să ajungă la vulpe? Până să ajungă la vulpe. Deci, care sunt, care e numărul de sărituri pe care trebuie să le facă ogarul, da? Deci ogarul, câte sărituri ale ogarului vor fi pentru ca să ajungă vulpea, da?
Câte vor fi pentru a fi, a pune mâna pe vulpe. Pentru ca să se întâmple așa. Se pune laba pe ea. Da? Astea sunt săriturile vulpi. Deci, s-o ajungă din urmă. Asta ar trebui să facă. Păi mai citim o dată, că încă nu mi-e clară nici plină. Un ogarul numește vulpi, pe care are 12 sărituri înaintea lui. Câte sărituri va face ogarul până să ajungă vulpe? Dacă el face 7 sărituri, în timp ce vulpea face 8, și că în 5 sărituri ogarul parcurge aceeași distanță pe care parcurge vulpea în 6 sărituri. Deci să spunem, în același timp, în 5 minute, 5 minute, să zicem așa, în 5 minute, ocarul face 7 sărituri în același timp, iar vulpea face 8 sărituri în timpul ăsta. Deci să urmărim un lucru. Dacă sesiză că vulpea se află cu câte 12 sărituri în față, înțelegem că aceste 12 sărituri trebuie să recuperate. Da? Deci trebuie recuperate cele 12 sărituri. Cum? Păi, hai să vedem. Practic, în timp de 5 minute, în timp ce el face 7 sărituri, vulpea face 8. Adică, el când face 7 sărituri, parcurge aceeași distanță cum o face vulpea în 8. Deci, el parcurge aceeași distanță, spui tu, pe care o face același timp se scurge. Da. Deci, același timp se scurge. Vulpea care era cu câte sărituri în față, era cu 12 sărituri. Ăsta face 7 sărituri, face un echipaj de 7, deci face 7 sărituri și vulpea se duce în față, încă câte sărituri facea? 8 sărituri. Nu? Vulpea se duce, adaugă la echipajul ăsta, încă, ce avea ea înainte, încă 8 sărituri. Adică 20 de sărituri și după aia o gară are 7. Deci ea se duce și face 20 de sărituri, da? Păi zice că era înainte. Da, sigur că da. Avea 12 și mai face pe ele 8. Și ea se tot duce în față. Numai că o gară pare că rămâne mai în urmă, nu? Da. El mai 7 sărituri face. Însă, are alonja mai mare. 5 sărituri de ale lui. Da. Înseamnă 6 sărituri de a vulpi. Deci, adică dacă ogar face 5 sărituri, da, vulpea se adaugă cu 6. Deci, în distanța pe care o face el numai în 5, înseamnă 6 sărituri de a vulpi. Da? Acum, eu ar trebui să văd un pic la aceeași distanță cum se multiplică aici. Că vezi, 5 sărituri nu prea să îl meargă cu 7 sărituri. 5 cu 5. Atunci, ar trebui să fac o legătură și cu 7-le astea și să văd, să multiplică distanța asta, să o văd recuperată în sărituri de ale vulpii. Da? Deci dacă aș înmulți aici cu 2, exact asta, ce s-ar întâmpla cu distanța asta? Distanța asta s-ar duce, s-ar dubla. Deci, dacă aș pune 10 sărituri de a ogarului, ar însemna câte sărituri de ale vulpii? 12. Deci, mai punem încă un 5 sărituri de ale ogarului, și încă 6 de ale vulpii de desubt. Hai să vulpea să o punem cu altă culoare. Da? Uite, deci a fost cu roșu și acum a punctat. Ce înseamnă punctat? Că adăugăm încă un echipaj. După care, mai punem încă un echipaj de 5 sărituri
sărituri de ale cui? De ale ogarului și 6 de ale vulpii. Și e aceeași distanță. Iar mai punem, cât am spus să punem? 5. Încă 5 sărituri de ale ogarului și iată 6 de ale vulpii. Și iar 5, 1, 2, 3, 4, 5 săriturile ale ogarului și facem 6 de ale vulpii de desubt. Distanța este aceeași. Da? Iarăși 5 sărituri de ale 5 sărituri de ale ogarului și iată 6 de ale vulpii. 6 sărituri de ale vulpii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și în sfârșit a 7-a. 7 sărituri, adică încă 5 sărituri de ale ogarului și aici 6 de ale vulpii. 6 sărituri de ale vulpii. Te rog să urmărești un lucru. Ei, în clipa în care face asta, câte sărituri ogarul? 35 de sărituri. Deci în clipa în care fac 35 de sărituri, 35 de sărituri ogarul, vulpea face câte? Vulpea face 42 de sărituri. În momentul acesta, distanța rămâne aceeași dintre ei. De ce rămâne aceeași? Deci distanța rămâne aceeași pentru că vulpea avea 42 ca număr de sărituri datorită avantajului pe care îl are la alojă. Observăm că în momentul acesta distanța a fost aceeași. Deci, numai ca timp, cât timp face 7 sărituri, deci când face 7 sărituri, vulpea face 8 în acest timp, da? Deci 7 sărituri de ale ogarului, în 35, câte echipe de 7 aș avea? 5 sunt. 5. Că 35 de sărituri împărțit la cât acum? La 7. Fac 5, da? Deci aici aș avea ca timp de scurgere pentru 35 de sărituri egal cu cât? Cu 5 echipaje ori 7 sărituri de ale ogarului. 35 de înseamnă 5 ori 7. Bun. Din pace. Ce înseamnă 42 de sărituri de ale vulpii? De ale vulpii. Înseamnă 42 de sărituri ale vulpii înseamnă 35. Câte echipe de 8 aș termina? 42 sunt parte? Exact. Da. 42 de sărituri pot să însemne câte ca timp, da, 8 sărituri. 42 se împarte la 8? Nu se împarte. Dar 5 ori 8 cât face? O să rămână rest. Așa, rămâne rest. Deci, cele 42 de sărituri ale vulpii înseamnă 5 câte 5 ori 8, da? 5 ori 8 sărituri plus 2 sărituri. Deci, practic, 2 sărituri de ale cui? De ale vulpii. 2 sărituri de ale vulpii. Practic, în momentul acesta, am recuperat 2 sărituri. Pentru că observați că am împărțit la 5, cât am zis că durează fiecare săritură, același timp. Și 5 ori 8,
5 ori 8. 30. Face 40 și rămân încă 2. Pentru că din calculul care l-am făcut aici, multiplicând de câte ori? De 42 de ori. De 7 ori am multiplicat aici, da? Da. Deci să vedem încă o dată. Iau încă o dată, că este foarte important să prindem esența problemei. Deci, dragule, spune așa, că distanța parcursă de o gară în 5 sărituri este aceeași distanță cu cea parcursă de vulpe în 6 sărituri. Deci el are alonjă mai mare și atunci se duce mai în față. Dar distanța aceeași o face. Deci sare de 5 ori și în timpul ăsta vulpea sare de câte ori? De 6 ori. Și el ce a făcut? Hai să mai fac încă un echipaj. Am mai adăugat încă o dată 5 sărituri și pun 6 pentru vulpe, 5 sărituri, pun 6 pentru vulpe și am făcut-o de 7 ori. M-a legat de 7-le astea. Că spune 7 sărituri de ale ogarului, îți cât 8 de ale vulpei. Când am făcut așa, mi-a dat 5 ori 7, 35, da? 35-ul ăsta poate fi scris, nu? 5 ori 7. M-am spus mai devreme. 5 ori 7. De ce? Că mă rămplăc acum la câte 7 sărituri de ale vulpii. De ale ogară, pardon. 7 de ale ogară, da? Și 5 ori 7. Dar tot același timp trebuie să am și pentru săriturile vulpii. Cum vulpea a sărit în perioada asta 42, observă că 42 se scrie ca 5 ori 8 și plus 2. Deci ce s-a întâmplat prin fenomenul ăsta? Am recuperat din cele 12, din cele 12 sărituri pe care vulpea le avea în față, câte am recuperat prin mișcarea asta? Da. 2 sărituri. Ei bine, dacă am recuperat 2 sărituri prin manevra asta, când am calculat câte sărituri ale ogarului. 35 ale ogarului. Deci, la... Cum am obținut cele 35? Mulțim de 7 ori, da? Deci, am un echipaj de 7 ori multiplicat. De 7 ori. Constatăm că în mișcarea asta se recuperează 2 sărituri ale vulpii. Se recuperează, că rămâne restul ăsta aici. 2 sărituri ale vulpii. Ei bine, în condițiile acestea, dacă mai am încă o dată, iarăși echipajul ăsta de 7 ori. Iar recuperăm 2 sărituri, iar mă mai duc o dată. Deci la fiecare 35 de sărituri ale ogarului, că de ogar ne ocupăm noi, ne ocupăm, la fiecare 35 de sărituri al lui, recuperăm 2 de ale vulpii. Și noi trebuie să avem câte echipaje? Și noi câte avem de recuperat? 6 echipaje de acestea. Că 12 împărțit la 6. Și atunci, cele 35 de sărituri ale ogarului, nu? Care sunt determină o recuperare de 2 sărituri ale vulpii, cele două 35 înmulțim cu 6, că la fiecare echipaj se întâmplă să recuperăm cât recuperăm? Două sărituri. Și în final, de 6 ori câte 35. Deci întrebarea era, după câte sărituri de ale ogarului ajunge vulpea? Nu? 35 ori 6, 6 ori 5, 30, 6 ori 3, 18, 210 sărituri de ale ogarului. Deci, după calculul meu, asta a ieșit. Acum, mai raționăm încă o dată. Vedem dacă este corect sau nu. Da? Deci, trebuie să prindem miezul problemei. Nu, important este cu tine să stau de vorbă și eu trebuie să mă stau de pe tine. Că se pare că problema nu e chiar simpluță. Da? La prima vedere, ea n-a fost deloc. Și eu înțeleg foarte bine de ce tu n-ai avut priză la ea.
un 35, de-aia zi, Mario, cum ai făcut? El a scris ca e 7 sărituri odată, punct, punct, 8 sărituri hârtea. Deci sunt 6 sărituri, mulțit el cu 5. Deci este ceva, ceva de comparație. Da. Deci trebuie să vedem în comparație. A ajuns el, dar până la final. Acum să traducem în limbajul ăsta a comparației. Din comparație a făcut el. Metoda a comparației, trebuie să vedem și noi aici. Da? 12. Da, da, da. Pentru asta, mai vreau încă o dată să înțelegem aici ce am pornit eu, cum am încercat să văd. Fii atent, Mariu, că să-ți explica ceva. Da. Deci, urmărim în felul următor. Deci, 7 sărituri de ale ogarului fac cât 8 sărituri de ale vulpii. Eu am surprins asta pe desen. Nu am surprins eu. 7 cât 8. Nu, am lăsat asta ca timp. Dar spune, distanța pe care o face în 5 sărituri ogaru este aceeași cu distanța pe care o face vulpea în 6 sărituri. Segmente egale. Segmente egale, da? Ce m-a făcut pe mine să înmulțesc cu 7? Care e motivul? Fiindcă am văzut la ogară că el are 7 sărituri și în 7 sărituri al lui, timpul pe care îl consumă pentru 7 sărituri este același cu timpul pe care îl ocupă pentru 8 sărituri vulpea. Și mulțim totul cu cât am mulțit? Cu 7. Am zis încă o dată distanță, încă o dată distanță, încă o dată distanță, încă o dată și am zis-o de câte ori? De 7 ori, nu? Făcând calculul 7 ori 5 sau 5 ori 7, fac 35 de sărituri ale ogarului. Acest 35? Nu, îl scriu ca 5 ori 7 acum. N-am mai zis 7 ori 5 sărituri. Acum zic 5 ori 7. Că am nevoie de 7 sărituri ale ogarului care trebuie să intre în discuție aici. Ei, 7 sărituri de ale ogarului trebuie comparate cu 8 sărituri de ale vulpii. Da? Același număr, 5 și 5. Același număr, da? 5 și 5. Cele 42 de sărituri ale vulpii care mi-au apărut aici, nu? Că simultan am văzut 42 de sărituri, trebuie să văd ca 5, că zice, același timp se consumă. Deci de aceea zic 5 ori 8 și rămâne 2. Acest 2 care îmi rămâne este, de fapt, mezul problemei. Acolo sus, că ați făcut primul segment de 7, ați lăsat săgeata liberă, practic, cei 12, 12 sărituri, da? Și acum de acolo facem echipaje de câte 2, nu? Cred exact, că exact. Câte 2 din câte 2 la fiecare mișcare, la fiecare 35. Da. Da? Deci, uite că noi, adulții, facem efort. Probabil că aici eu trebuie să fac efortul mai mare, să văd cum anume reușesc să mă fac înțeles la nivelul la care te percep ea. El mi-a rămas urma pe afară. Eu recunosc asta. Aseară era 10 și el nu se culca. Da, și da. Este în ogarul și cu deci, vulpea și... Da. Nu mi-a rămas afară în sensul că nu mă poate urmări din cauza mea. A mea, da, da. Din cauza că problema este un pic dificil și nu găsesc eu acum limbajul în care să ne exprim cel mai corect. De aceea trebuie să fac efortul și mai mare. Și știi care e soluția ca să pot face așa? Trebuie să înțelegem bine problema, să o înțelegem. Deci trebuie să găsesc alți termeni de exprimare încât tu să poți să intri în problemă foarte bine. Deci aceste două sarturi care rămân ca rest, mă determină pe mine să gândesc de 6 ori echipajul ăsta. Practic, să ajung la cele 26 ori 2, 12. Da. Bun. Deci, practic, acolo sus, mare, nu? Unde are domnul profesor între 7 și 8? Noi abia doar 2 am sărit. Din câte? Din 12. Din 12 sărituri. Mai sărit. Așa. Deci, mai vedem încă o dată modul de a redacta. Pentru că este esențial ca
eu să ajung la sufletul tău, dar numai la tine vreau, eu să ajung la toți cei care ne urmări. Corect. Da? Deci povestea este... Tine, da. Da, povestea este ca el și cu toți ceilalți care ne urmăresc. Așa. Deci, 7 sărituri, hai să zic așa, 7 sărituri de ale vulpii, de ale ogarului, și de desubt să spun 8 sărituri de ale vulpii. Ca timp. Ca timp. Deci cât face asta, așa face celălalt. Și mai am o chestie de comparat, că 5 sărituri de ale ogarului, deci 5 sărituri de ale ogarului, așa, înseamnă același lucru cu cât cu 6 sărituri de ale vulpii, da? 6 sărituri de ale vulpii. Deci, din felul în care avem scrise aceste relații... Profesor, mi-am înțeles ce a spus 6 sărituri ale vulpii, la 8. Dar ce spune aici? 5 sărituri ale ogarului, nu, 8 sărituri ale vulpii, unde zice? 8 sărituri ale vulpii, hai, foarte bine că tu m-ai atins, 7 sărituri ale ogarului, fac cât... După aceea de desubt zice în problemă, după aceea 5 sărituri ale ogarului, cât 6 sărituri ale vulpii, deschide cartea. Da. 5 sărituri ale ogarului, cât 6 sărituri ale vulpii, da? Bun. Aici. Și acum și 7 sărituri de ale ogarului și înseamnă în timpul ăsta 8 sărituri de ale vulpii. Așa. Aici. O secundă să văd cum acest 5 sărituri și 6 sărituri, noi am multiplicat toată asta cu cât cu 5 și 6, cu 7 ori. Deci dacă mulțim cu 7 prima relație și cu 7, deci și pe prima și pe a doua, așa, ce se transformă asta? Devine așa. 7 ori 5, 35 de sărituri de ale ogarului, înseamnă 6 sărituri. Da. O să vedem. Nu era să mă uit. Da. Eu am o singură problemă aici. Așa am făcut și el acasă. 7 cu 7 și o dat 35. Da. Da. Și 6 sărituri de ale vulpii. De 7 ori 6, 42, da? Da. 42. După ce am mulțit. Cu 7. Și aici am avut aceeași distanță. Acum, în clipa în care am pe cei 35, eu îi pot scrie ca fiind, aici am mulțit cu 7, 5 ori 7, sau să zic acum de 7 ori câte 5. De 7 ori câte 5. Da? Deci am avut câte, de 7 ori câte 5 și am recuperat aici câte. La ăsta scriu ca fiind, cum am zis mai înainte, 5 ori 8. 7. 5 ori 7. 5 ori 7, da. Sărituri de ale așa și din pace să fie, 5. Am zis 8 ori 5, 5 ori 8. Tot 5 îmi trebuie ca număr de execuții, 5 ori 8 sărituri ale vorbii plus 2 sărituri. Deci mă duc tot pe modelul de acolo. Să vedem mezul problemei. L-am prins, dar nu modul de a mă adresa nu mi-e la îndemână acum, da? Să mă uit un pic și să văd exact cum. Ia să vedem autorul cum. N-am reușit să explic. Așa. Deci noi am ajuns la rezultatul, este același, parcă? Da. Ce problema? 4, da? Da.
notăm cu O și cu V poziții inițiale ale ogarul și ale burpei. Cum am zis noi? Da. O, garul și burpea. Așa. Iar prin SB, lungimea unei sărituri a burpei și prin SO, lungimea unei sărituri a ogarului. Prin S, da, SV, am zis noi așa, și pe și SO. Da. Corect. Lungimea unei sărituri a burpei și cu SO, lungimea unei sărituri. Deoarece șapte sărituri de ale ogarului, cum avem și noi, înseamnă 8 sărituri de ale vulpii, da, egal 8 sărituri de ale vulpii, avem așa, atunci 35 de sărituri, cum am și obținut și noi, 35 de sărituri, că am multiplicat. Da. De câte ori am multiplicat? De 7 ori, o dată și încă o dată. De ce se mulțim cu 7 aici? Pentru că avem nevoie că să punem în evidență pe 7. Da? Și zice, 35 de sărituri ale ogarului, uite, da. 35 exact așa, prin comparații. Da? Și de sub 42 de sărituri ale vulpii. Acum, din clipa în care îmi spune că iar vulpea va fi în punctul V1 aflat la 12 plus 40, 52 de sărituri față de ogar. Iar vulpea va fi în punctul V1, deci aici notează el, la 12 plus 40 de sărituri de vulpe față de ogar. Deoarece 35 de sărituri fac cât? 6 ori 7, 42 de sărituri. Prin urmare, distanța O1 va fi SV ori O1, V1, 42, 10 sărituri. Deci, în consecință, 2 sărituri. Mai greu e, domnule. E mai greu, îmi pare rău. Da. Eu trebuie da? Să insist pe ideea mea, pentru că... Și pe desenul care l-ați făcut acolo, de... Da. Am încercat aici, dar... Am înțeles, am înțeles. Deci, atenție multă. Adică să-l complici lucrurile. El a luat-o prin comparații și mi-a plăcut că a ieșit foarte bine așa. Da, da, da. Dar de deci, acolo, deci, echipajul ăla de doi trebuie să mai... Dar hai să mai insist încă o dată că mă pot prinde. Deci, dragule, uite cum am plecat eu. Hai să mergem pe situația bine. Naturală în care am plecat, da? Că nu am... Eu am, am avut impresia că găsesc un punct de sprijin mai bun acolo. Mă duci spre alte zone. Deci... Un echipaj, cât timp face ea 5 sărituri, că așa de data autorul, ogarul face 5 sărituri, vulpea e mai iute și sare 6 sărituri. Deci timpul este același. Poar, 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 poar de 5 ori, ea e mai iute și face de 6 ori. Dar face aceeași distanță, cât, aceeași lucru. Deci, practic, spune așa acolo, 5 sărituri de ale ogarului, înseamnă 6 sărituri de ale vulpii. Da. Da? 5 sărituri de ale ogarului, 6 sărituri de ale vulpii. Deci, ce înseamnă că e echivalent? Aceeași distanță. Aceeași distanță. Da? Da. Bun. Că nu i-am mai pus încă o dată. Și încă o dată. Dar de ce mi-a venit mie minte să spun de 7 ori? Pentru că aici spune 7 sărituri de ale ogarului îți 8 cât 8 de ale vulpii. Eu încercând să fac de 7 ori, ca să am un multiplu de 7. Deci am situația asta de aici, dragilor, situația de asta de aici, cu 5 sărituri de ale ogarului egal 6 sărituri de ale vulpii, am multiplicat-o de 7 ori. Nu de 9 ori, nu de 11 ori. De 7 ori. Pentru ca să văd pe această distanță de 7 ori câte sărituri face ogarul. De fapt, el mă interesează. Deci m-a interesat, după ei, pe el îl urmăresc eu. Vreau să văd. În timp, deci neapărat, mulțesc cu 7, pentru a vedea echivalentul acestora, să fac egalitatea aceasta. 7 am, din 7 ori. Dar cum 5, cât 6 acestea, eu trebuie să mulțesc cu 7. Știți? Fie de serenă, o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori, de 7 ori. Și în clipa asta,